Da. Stai, stai, că mi-o dau jos, gata. E ok? Acum intri cu moțul. Am o reclamă. Gata? Ce reclamă? Da. Merge. Bună dimineața. În primul rând, la mulți ani de Sfântul Nicolae. Am votat astăzi pentru ca românii să-și ia viața înapoi. Am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret și specialiștii capabili pentru gestionarea pandemiei și a crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocații, de școli deschise, dar am votat și împotriva incompetenței și indolenței. Am votat pentru producătorii români, pentru firmele românești și îndemn pe toți românii să vină astăzi la vot. Este un vot crucial pentru următorii 4 ani și să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, în care pentru cei care au fost cuminți să le aducă daruri și pentru cei care au fost obraznici să le aducă nuiaua. Mulțumesc mult! Domnule președinte, vă vaccinați anticovid? Categoric. Și eu și toată familia mea. Dar, de altfel, sunt bucuros că în România nu există o lege a vaccinării obligatorii, astfel încât fiecare dintre noi să hotărâm cum este mai bine pentru noi. Mulțumesc mult! Mulțumim.